Războiul de la granița cu România pune pe gânduri autoritățile, astfel tensiunile și îngrijorările au crescut și interesul cetățenilor, iar guvernul pregătește un proiect de lege care vizează gestionarea rapidă a situațiilor de criză. Românii din diaspora au la dispoziție maximum 15 zile să revină acasă pentru încorporare în caz de război. Apropierea teritorială dintre România și Ucraina în contextul atacurilor din partea armatei ruse aduce multe semne de întrebare pentru cetățenii țării noastre. Aceștia se gândesc la faptul că Vladimir Putin ar putea ordona trupelor sale să invadeze România. În acest caz, bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani au obligativitatea de a-și apăra teritoriul. În privința celor aflați în diaspora, ei au la dispoziție 15 zile pentru a se întoarce în țară și a se înrola în armată. Unii vor veni, unii nu vor veni. E bine să luptăm pentru patrie, dar știți cum e, până și soldații ruși se tem să, și poporul rus se teme să ducă acasă, ucrainean, îndeosebi. Pentru că, au spus, unii la televizor îi arată, uitați, la 70 de ani se duc să învețe să tragă cu armele, și cei de 25 de ani din România nu mă duc, că mi-e teamă de un război, cum le e teamă și soldaților, că mă ia în armată. Și atunci, care e situația adevărată? Așa și la români, că doar nu este poporul român mai presus decât altul. Care vor vin, care vor nu vin. Vedeți? Dumneavoastră, ce părere aveți despre această situație? Vă așteptați la La noi? Eu cred că nu. Momentan eu zic că nu. Românii care sunt plecați la muncă sau în vacanță în străinătate au obligativitatea de a se întoarce în termen de 15 zile în țara mamă. Aceștia trebuie să se înroleze în armată imediat cum ajung pe teritoriul lor în cazul unui război. E o părere cam proastă, pentru că guvernanții au pensii speciale și la copii nu le-a dat un loc de muncă aici în țară. Se ducă ei, nu copiii. Românii din diaspora vor primi o notificare în care li se cere înrolarea în armată pentru apărarea teritoriului. Există o diferență între cei plecați în Europa și cei de pe alte continente. În document se arată că bărbații plecați într-o țară apropiată au la dispoziție doar 5 zile pentru a reveni în România. Cei plecați de pe continent pot să se înroleze în termen de 15 zile.